La începutul ședinței plenare, deputatul comunist Oleg Redman a cerut chemarea în Parlament a ministrului infrastructurii Andrei Spânu, care să vorbească despre negocierile cu reprezentanții Gazpromului și să raporteze ce măsuri au fost luate pentru asigurarea securității energetice a Republicii Moldova. Andrei Spânu era însă prezent în sala de ședințe. Domnul Redman, eu sunt aici, nu trebuia să mă chemați. Că și cu gazul. Și cu combustibil, diferite soarte de combustibil. Vedeți cu cât umor întreabă. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ați semnat protocolul din 23 aprilie 2007 între Republica Moldova și Gazprom. Și vă spun, dacă nu țineți minte, vă spun eu cine a semnat. A semnat Zinaida Greceanăi și Oleg Redman. Nu am să vă dau citire acestui document ca să vă aduc aminte ce v-ați angajat și ce nu ați făcut până acum. Și ați adus țara asta să fie șantajată energetic. Să fie în situația în care este acum. Я не слышал ни в одном из сообщений, что Газпром сегодня шантажирует Республику Молдова историческим долгом. Не слышал этого. И не надо это притягивать за уши, господин министр. Вы не смогли говорить, вы не стали говорить, вы проспали сроки, и сегодня вы ищете крайних. Это неправильно. Газ в Молдове был по приемлемым ценам, газ в Молдове и сейчас мог бы быть. Домну Редман. Да. Doamna deputat, parcă era vorba de libera... Gata, nu intrăm în polemică, vă rog, vă rog, nu intrăm în polemică. Următoarea întrebare, domnul Voronin. Sursele energetice, dragul meu, întotdeauna au fost și o să fie elemente politice. Voi să fiți mai atenți când vă implicați în diferite aventuri legate cu Crimea platformă, cu alte chestii și așa mai departe. De ce mă tare nu ți-a deschis ușa nici Miller, nu cal cineva. Ia că de aici trebuie să încerci, îți dai nasul în jos și te apuci de lucru. Indiferent cine v-a deschis dumneavoastră ușa, dumneavoastră ați adus țara unde ați adus. Generația mea răspunde și acum trebuie să scoată toată mizeria pe care ați făcut-o până acum. Acum, mai vă departe, mulțumesc. Mai departe, Republica Moldova are și va avea gaze. Și nu trebuie să speculați. În contextul crizei energetice, deputatul partidului Șor, Marina Tauber, a solicitat audierea în plen a premierului Natalia Gavrilița. Inițiativa nu a acumulat însă numărul necesar de voturi, fiind susținută doar de către cei din partidul Șor și din blocul comuniștilor și socialiștilor. O să asigurăm țara cu tot ce e necesar și rugămintea către toți deputații, haideți în subiecte de genul ăsta, mai puțină politică, mai puțin emoții, și mai mult lucru. Iată, asta e nevoie. Expertul în energetică, Sergiu Tofilat, a declarat aseară în cadrul emisiunii Secretele Puterii de la Jurnal TV că această criză a gazelor naturale este în mare parte o problemă politică. Potrivit lui Tofilat, Gazpromul ar vrea să îngenuncheze Republica Moldova și să scoate din cetățenii de aici cu vreo 600-700 de dolari mai mult, doar din cauza faptului că la guvernare nu a ajuns partidul prorus revenit de Moscova la recentele alegeri parlamentare.